În cadrul conferinței de presă susținută de conducerea Consiliului Județean, au fost invitați pentru a detalia situația drumurilor din județ Alina Nicolau, directorul Regiei Autonome de Drumuri Județene, și Alin Stoicea, directorul executiv al Direcției Tehnice a Consiliului Județean. În perioada ianuarie-iulie au fost efectuate reparații asfaltice pe 21 de drumuri județene, însumând un total de 205,4 km. În această lună se execută lucrări la mai multe drumuri județene. Sunt în curs de execuție drumurile Câmpul Lung, Mățău, Boteni, dar și mult așteptatul drum aflat la granița județului Râca, Popești. Tot în această lună vor demara lucrările la alte drumuri județene aflate pe lista de finanțare a Consiliului Județean. Astfel, până la sfârșitul acestui an, în Mușcel vor fi executate lucrări de modernizare pe drumurile județene Merișani-Mușătești-Brăduleț, Câmpul Lung, Bughea de Jos, Godeni, Capul Piscului, Lăzărești și Mihăiești-Juguri-Drăghici. De la începutul anului și până acum s-a intervenit cu reparații asfaltice pe un total de 22 de drumuri județene, ceea ce înseamnă majoritatea celor care necesitau acest tip de lucrări. Celelalte care au rămas să vi le enumăr, că intră la partea de covoare bituminoase și la modernizări. S-a intervenit cu autocredelul tot pe un număr de 25 de drumuri județene, s-au executat marcaje rutiere de asemenea. Avem în desfășurare acum o lucrare de investiție la Băiculești, cu o lungime de 4,6 km, din care am executat asfalt pe 1 km și în acest moment se pregătește infrastructura pentru restul suprafeței. Se toarnă covor asfaltic în comuna Torneana, pe o lungime de 5 km, am început de ieri să turnăm acolo, urmând ca după finalizare să ne mutăm la Negraș, pe drumul județean 679, unde mai avem de executat 1,5 km anul acesta. În continuare, până la sfârșitul anului, avem un curs de licitație, proiectare plus execuție, un număr de 6 obiective. O să vi le citesc, că sunt foarte multe, n-am avut până acum atât de multe. E vorba de modernizarea drumului județean 703 de la Mărghia, drumul județean 742 Leordeni, Paloteasca, drumul județean 508, zona de la Buta, cea care știți că este foarte deteriorată, drumul județean 703 de la Bucalaci-Omăgești, și două covoare bituminoase, pe 703-a de la Bocul la Boiana Laurului și drumul județean 735 de la Câmpul Lung la Alpești. Inclusiv acea alunecare care știți că e foarte curâtă acolo și care n-am putut să o finanțăm cu fonduri până acum. De asemenea, tot până la sfârșitul anului, lucrăm să întocmim documentația de alim, urmând la fel să încercăm să încheiem contracte de execuție plus proiectare, pentru următoarele obiective: modernizare 703H la Valea Danului, zona de la Plaiul Oicei, 900 de metri care au rămas neasfaltați, drumul județean 702F la Slobozia, avem la fel un tronson care este neasfaltat, drumul județean 738, zona între Mihăiești și Boienari, de 3,8 km de balast, da, care n-a fost asfaltată niciodată, drumul județean 704 e la Ursoaia, zona cât sunt casele pe o lungime de 4,5 km, drumul județean 739 la Veleț-Negrești, 2,2 km, la fel unde sunt case, și două covoare bituminoase, 737 de la Mioarele, de la Câmpul Lung, la Mioarele până sus la Mățău, și drumul județean 704G la Cicănești, 9,5 km. Pentru toate aceste lucrări există fonduri alocate de către Consiliul Județean, iar întârzierea demarării lucrărilor se datorează și de această dată birocrației.